M-am gândit să vă povestesc astăzi cum am născut eu și cum am ajuns să nasc prin operație de cezariană după câteva ore bune de dureri și 8 ore de travaliu activ. Eu am născut în Anglia, în luna mai anul trecut și în data de 17 de dimineață a început totul. În noaptea dinspre 16 spre 17 am dormit foarte rău, abia reușeam să mă odihnesc. Oricum, de fapt, dormisem rău cam cu 2 săptămâni înainte de a naște. Mi era foarte greu să mă odihnesc noaptea, dar noaptea aceea a fost cel mai greu. Mă trezisem la ora 3 dimineața și cam pe la 5 am mai reușit să adorm din nou. Între timp mă tot plimbam prin casă și mă învârteam în pat, nu reușeam nici cum să mă liniștesc. Nu aveam dureri sau contracții, dar pur și simplu nu reușeam să mă odihnesc. La ora 6:30 ne-am trezit, eu și cu soțul meu. Îmi plăcea să mă trezesc în fiecare dimineață împreună cu el, să mâncăm împreună micul dejun înainte să plece el la muncă. Și la fel ne-am trezit și în acea dimineață, deși eram foarte obosită și el tot îmi spunea să mai rămân în pas, să mai dorm. Am vrut să cobor cu el la bucătărie și să mâncăm împreună și am zis că după ce pleacă el la muncă, eu o să mă pun în pat și o să mă mai odihnesc. Am coborât, am mâncat, am pregătit împreună micul dejun, am mâncat, nu aveam dureri, nu aveam niciun simptom cum că va fi ceva în acea zi, dar așa aveam un pic o neliniște, nu aș fi vrut să rămân singură acasă și chiar i-am spus că mi-este puțin groază să rămân singură acasă, nu știu din ce cauză, doar că aveam așa senzația asta. A plecat la muncă și eu am zis că merg înapoi în dormitor și încerc să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc. Nu am ajuns să mă pun prea bine în pat, că am simțit un lichid cum se scurge și am mers repede la toaletă. Mă gândeam că mi se rupsese apa, dar vreau să verific. Am mers repede la toaletă și, într-adevăr, mi se rupsese apa și nu știam exact ce să fac. Contracții nu aveam, nu aveam niciun fel de durere. Și am zis că cel mai bine ar fi întâi să-l sun pe soțul meu, să vină și el acasă. Nu știam dacă voi naște în ziua aia sau va dura, nu știu, mai mult de 12 ore sau 24 de ore. Știu că după ce se rupe apa, în maxim 24 de ore trebuie să naște, altfel există riscul de infecție. Și l-am sunat pe el să vină acasă, cel mai bine să fie și el acolo lângă mine. Și apoi am sunat la spital să le întreb pe moașele de acolo ce urmează să fac. Aici, în Anglia, te sfătuiesc să rămâi acasă cât mai mult timp, în ideea că ești în mediul tău și este mai confortabil pentru tine dacă ești acasă la tine. Și să mergi la spital când ai contracțiile la 4 minute distanță și să dureze cam un minut sau aproape un minut, nu mai știu exact, sper să nu zic prostii, dar oricum, ideea e că eu nu aveam deloc contracții în acel moment, doar mi se rupsese apa și trebuia oricum să sun la spital și să anunț. Am sunat la spital, le-am spus ce s-a întâmplat, le-am spus că nu am contracții și nu am niciun fel de durere, doar că mi s-a rupt apa. M-a întrebat dacă a curs mult lichid sau nu și nu cursese foarte mult lichid și atunci a spus să mai aștept o oră, să văd ce se întâmplă și cum evoluează lucrurile și după o oră să le sun din nou. Lucrurile nu au evoluat în niciun fel, nu mai aveam dureri și nu mai curgea niciun fel de lichid, dar le-am sunat și le-am spus ce se întâmplă și care este situația. Mi-au spus să mă duc la spital, totuși să vadă dacă totul este în regulă cu copilul. M-a întrebat, bineînțeles, dacă copilul încă se mai mișcă. Am mers la spital și când am ajuns acolo ne-au pus să așteptăm într-o cameră și am stat acolo destul de mult, până a venit cineva să vorbească cu mine și să mă verifice. Și eram așa foarte neliniștită. Când m-am văzut deja la spital, mi-am dat seama că lucrurile încep să devină serioase și m-am panicat puțin. Și cred că aveam și puțin, nu mai țin minte, dar cred că aveam puțin dureri, dar foarte ușoare. Din moment ce nici nu mai mi-aduc aminte, cred că erau destul de legere durerile. Până la urmă a venit cineva să vorbească cu noi, m-a întrebat care este situația, ce s-a întâmplat, la ce oră mi s-a rupt apa, mi-a luat temperatura, tensiunea, m-a palpat pe burtică să vadă cum este copilul și în ce poziție este și mi-a spus că dacă nu apar durerile până la ora 8 următoarea zi, adică în 18 mai, ar trebui să mă duc la inducere de naștere. Când am auzit chestia asta, un pic m-a speriat, pentru că din ce citisem eu și din ce știam eu, dacă o naștere este indusă, este mult mai grea. Pentru că totul pornește foarte brusc și corpul nu este pregătit și atunci durerile sunt și
foarte puternice și foarte dureroase și mi-era teamă de chestia asta și am sperat și mi-am dorit să înceapă totul de la sine și să nu fie nevoie să intervină ei cu nimic. Am plecat de acolo, am ajuns acasă, am mai așteptat. Înainte să ajungem acasă ne-am oprit, știu că ne-am oprit pe la McDonald's să cumpărăm ceva de mâncare, pentru că mi-era foarte foame și nu aveam acasă nimic gătit. Știu, McDonald's foarte sănătos, sarcină, dar na, asta este. Și am mâncat, am luat la pachet și am mâncat acasă, ne-am pus să ne uităm la televizor și au început încet încet să apară contracțiile. Nu erau foarte regulate, nu erau nici foarte dureroase, adică puteam să și vorbesc pe timpul contracțiilor și nu era chiar foarte dureros. Îmi plăcea să mă mișc în permanență și când aveam contracții, nu știu, trecea parcă mai ușor durerea, nu puteam să stau locului, nu puteam să stau jos. Aveam o minge din aceea de cauciuc gonflabilă, cum sunt acelea de fitness, nu știu exact cum se numesc, în fine, și aveam așa acasă o minge și pe mingea aia stăteam acolo și mai făceam exerciții și mai trecea așa durerea. Am început să și monitorizăm contracțiile, ne-am descărcat pe telefoane aplicațiile, o aplicație pentru monitorizat contracții. Aveam contracții foarte neregulate, erau fie la 10-12 minute distanță între ele și durau cam 40 de secunde, 50 de secunde. După veneau un alt șir de contracții care erau la 4-5 minute distanță între ele și țineau 30 de secunde. Deci erau foarte neregulate și nu știam exact cum evoluează lucrurile. Când aveam contracțiile la acelea din 4-4 minute, mă gândeam, bun, acum e momentul, trebuie să sunăm la spital, să mergem la spital. Nu apucam să sunăm la spital că venea o altă contracție la 12 minute. Deci foarte neregulate. Am vrut totuși să stau acasă cât de mult am putut și cât mai mult timp. Ar fi trebuit să stau mai mult, dar până la urmă ne-am dus la spital pentru că soțul meu a început să se streseze și ai mei de acasă toți spuneau că vorbeam cu ei pe telefon și spuneau că să merg la spital, că mai bine să fiu acolo și că are cine să aibă acolo grijă de mine. Și atunci, cu toate insistențele astea, până la urmă am mers la spital. Asta se întâmpla cam pe la 4-5 după masa, să zic așa. Când am ajuns acolo, ne-am pus într-o cameră, aveam și bagajul de maternitate cu mine, ne-am adus și bagajele sus, că a zis că o să rămânem acolo noaptea aceea. Ne-am adus și bagajele, m-am schimbat în ceva mai lejer și atunci deja aveam contracții mai puternice și mi-era foarte greu să le suport. Știu că îl puneam pe soțul meu să-mi facă masaj, încă de când eram acasă îl puneam să facă masaj la spate și asta m-a ajutat un pic și prindea bine, distrăgea puțin atenția de la contracție. Și dragul de el era deja obișnuit, când vedea că pornește o contracție, deja știa că trebuie să vină să-mi facă masaj. Și a fost tot timpul alături de mine acolo. Și am rămas acolo peste noapte. La un moment dat a venit o moașă și m-a întrebat dacă vreau paracetamol și încă un medicament calmant, nu mai știu exact cum se numește. Am zis că da, să-mi dea un medicament din ăla, era deja spre 12 noaptea și m-am gândit că poate dacă o să-mi dea un paracetamol și aici paracetamol se dă pentru orice fel de durere, adică orice te doare, dacă ți-ai rupt mâna, piciorul, iei paracetamol, în fine, cine locuiește în Anglia sau are pe cineva care locuiește aici știe. Și da, mi-au dat paracetamol și încă un medicament ceva de durere, nu mai știu exact cum se numește, nu țin minte denumirea. M-am gândit că o să mă lase puțin durerea și să reușesc puțin să mă odihnesc. Deja eram trează cu o zi înainte de la ora 3 dimineața. Erau foarte multe ore de când eu nu mai dormisem și eram deja destul de obosită și din cauza contracțiilor și lipsei de somn. Mi-au dat acele medicamente, nu m-au lăsat durerile, într-adevăr erau puțin mai suportabile, dar nu suficient de suportabile încât să mă pot întinde. Pe toată perioada contracțiilor nu am putut să stau întinsă, nu știu de ce, dacă stăteam întinsă, mă dureau mai tare. Dacă stăteam în picioare, parcă era mai suportabil. La un moment dat a venit moașa să verifice, să vadă cum mă simt și cum sunt. Veneau foarte des la noi, deci nu ne lăsau singuri acolo. Veneau destul de des să verifice, să vadă dacă avem nevoie de ceva, să vadă cum suntem. Și la un moment dat m-a întrebat dacă vreau să-mi dea drumul la apă în piscină. În camera în care eram acolo era și o piscină. Și am zis că da, aș vrea să dea drumul la apă pentru că mă gândisem oricum că aș vrea să nasc în piscină și am zis că ar fi numai bine să dea drumul la apă. Și mi-a spus ea că mă va ajuta pe timpul travarului, că va fi puțin mai ușor, să zic. Înainte să se umple piscina, știu că ne-au mutat din camera în care eram,
se schimbase tura la moașe, era venise altă moașă și a vrut să ne mute în altă cameră pentru că acea cameră în care eram nu avea toaletă în cameră. Și m-a întrebat dacă nu vreau mai bine o cameră în care să aibă și toaleta acolo în cameră, să nu trebuiască să ies pe hol dacă am nevoie să merg, și am zis că da, ar fi mult mai bine. Și atunci ne-am mutat în camera de lângă. Acolo mi-a dat din nou drumul la apă, nu apucasem înainte să intru în apă, în cealaltă cameră. Mi-a dat din nou drumul la apă și când s-a umplut piscina am intrat în apă. Nu a fost mare diferență, să fiu sinceră, pentru mine. Era caldă și era așa bine, era plăcut, dar nu era cu mult mai bine. Deja se făcuse, când ne-am mutat în cealaltă cameră, știu că era deja dimineață, nu m-am uitat la ceas. Pe perioada asta mai aruncam așa ochii din când în când la ceas, că aveam ceas în cameră, dar nu mai știu exact să vă spun ore, dar țin minte că se făcuse deja dimineață, deci probabil era în jur de ora 8 dimineața, să zic așa. Ora la care ar fi trebuit să fiu deja programat la inducere. Am stat în continuare cu dureri, în apă, sau mai ieșeam afară. Le-am spus că vreau gaz la un moment dat și mi-a pregătit moașa. Și mi-a spus să trag gaz, era un tub pe care trebuia să-l țin în gură și să trag gaz de fiecare dată când simt că începe să vină contracția. Dar să nu trag gaz între contracții, doar pe contracție. Prima dată așa am făcut, cum au zis ele, dar nu simțeam mare diferență pentru că până trăgeam eu gazul și își făcea efectul în organism, trecea contracția. Și atunci am zis că cel mai bine ar fi să trag gaze înainte să înceapă contracția și atunci să-mi țină gaze, să-mi țină efectul până trece contracția. Și la un moment dat am pierdut șirul cu realitatea și am pierdut, nu mai știam exact pe ce lume sunt, nu știu dacă am ațipit sau nu, eram în piscină în continuare și nu mai știu ce s-a întâmplat. Oricum au trecut așa câteva ore, au trecut așa, chiar nu mai știu nimic din ce s-a întâmplat. M-a amețit foarte mult gazul acela. M-a mai și liniștit. Din moment ce cred că am ațipit, cred că m-a și liniștit puțin acel gaz. A fost bine totuși că l-am cerut. Durerile au mai ținut, deja erau foarte puternice, țineau mult, cred că un minut țineau o contracție, mi se părea enorm de mult și erau foarte dese, începuseră să fie foarte dese spre final și cam pe la ora 2, să zic așa, știu că ne adusese mâncarea de prânz, asta a fost cam pe la între 12 și 1, să zic, și după aceea am simțit nevoia să împing, i-am spus moașei că vreau să împing, m-a verificat, aveam 8 sau 9 cm dilatație, dar a zis că dacă vreau să împing, pot să încep să împing. Dacă simt nevoia asta, să împing. Am început să împing, prima dată în apă, dar nu am reușit, nu s-a schimbat absolut nimic. După aceea am ieșit din apă, m-am pus și în alte poziții, mi-a spus moașa în ce poziții să mă pun ca să vedem dacă se mișcă cumva lucrurile. Și am împins și în afară, câteva zeci de minute, dar nu mai știu exact, dar cred că în total am împins vreo oră jumate. Nu mai țin minte, vă zic exact. După ce începusem să împing și cam după prima jumătate de oră, a văzut moașa că nu se schimbă lucrurile și că nu se întâmplă nimic. Eu deja eram dilatată 10 cm și a zis că a verificat și a văzut că fetița era blocată cu capul. Mi-a explicat ea cum anume era blocată, nu era exact întoarsă fix în poziția în care trebuie cu capul și din cauza asta a rămas puțin blocată, nu știu exact care a fost motivul, sincer, dar nu, din cauza asta nu înaintau lucrurile. A spus să mai încercăm, să încerc și în alte poziții, în ideea că o să se miște ea din poziția respectivă și o să reușească să iasă. Am împins și în alte poziții, în toate pozițiile posibile, exact acum mi-a spus moașa, ea mi-a spus cum să mă pun și cum să împing și nu am reușit, cred că am împins aproape 2 ore, erau deja, nu, o oră jumate și abia după aia a spus moașa că trebuie să cheme medicul, să vadă, să-și dea și el cu părerea, să vadă ce spune, dacă are rost să mai continuăm sau dacă trebuie să intervină ei. Am așteptat acolo, a venit medicul. Cred că în vreo 10 minute a venit medicul, a verificat să vadă care este situația și mi-a spus că nu mai are rost să împing și nu mai are rost să continuăm așa, că ea, fetița este blocată și trebuie să intervină ei. Și prima dată mi-a spus că vrea să încerce cu forcepsul,
cu un clește și după aceea, dacă nu reușește, să facem cezariană. S-a gândit că poate reușește cu acel clește și nu mai este nevoie să facem cezariană. M-au pregătit pentru operație, m-au dus în sala de operații, totul a fost foarte ok cu mine, adică s-au purtat foarte frumos cu mine, îmi explicau tot ce urmează să fac, aveau grijă să fiu cât mai confortabilă, deci mi-au plăcut foarte mult cum s-au purtat. Când am ajuns în sala de operații, îmi spusese deja, de fapt știam că voi face epidurală și mie mi-era foarte frică de epidurală și ăsta a fost principalul motiv pentru care nu am vrut să nasc prin cezariană, mi-era frică de injecție de epidurală. Dar, până la urmă, de ce ți-e frică, nu scapi, așa că am ajuns să fac epidurală. Când mi-a făcut injecția, în timp ce așteptam să-mi facă injecția, a venit o contracție și mi-a fost așa de frică, m-am gândit că o să greșească cu injecția, nu puteam să stau nemișcată și i-am rugat să mai aștepte puțin să treacă contracția. A trecut contracția, mi-a făcut injecția, a fost foarte lejer, injecția nu mă așteptam să nu doară chiar deloc, deci absolut deloc nu m-a durut, nu am simțit nimic. Și și-a făcut efectul, cred că într-un minut, nu cred că a durat mai mult de un minut. Și într-un minut și-a făcut efectul și când și-a făcut efectul acea injecție, am zis că sunt alt om. Parcă, nu știu, parcă atunci m-am trezit, eram foarte liniștită, am început să râd, eram foarte relaxată, nu mai simțeam absolut nicio durere, deci m-am simțit foarte bine după acea injecție și stăteam și mă gândeam, zic că de ce nu am făcut-o eu mai devreme? De ce am stat și am suportat atâtea ore de dureri? Dar, în fine, nu îmi pare rău, oricum. Și v-am zis, eram foarte bine, mă simțeam foarte bine, n-au reușit cu forcepsul și într-un fel îmi pare rău că i-am lăsat să încerce, trebuia să le spun de la început cu cezariană, dar în momentul ăla când a venit doctorul să mă întrebe și să-mi spună ce urmează să fac, că eu nu mai știam deja de capul meu, eram cu gândul, gata, doar să nasc, deci nu mai contează cum, doar să nasc, trebuie să iasă, deja mi-era teamă să nu fie vreo problemă cu ea, cu fetița, să fie tot în regulă cu ea, deși moașele o verificau totdeauna, aveau grijă ca pulsul ei să fie în parametrii normali, deci tot timpul o verificau și tot timpul știau exact, dar îmi era teamă și vreau oricum să nasc, abia așteptam să nasc, nu mai suportam dureri și nu mai vreau să suport durerile. Și da, la ora 5 și 5 minute au declarat e ora nașterii, atunci am născut, nu am auzit-o plângând pe fetița mea, nu a plâns, mi-a spus moașa că după ce o să o scoată, o să o ducă, să o vadă o echipă de pediatri, pentru că nașterea a evoluat în felul acesta, este nevoie să o vadă pediatri înainte să-mi o dea mie, ca să se asigure că totul este în regulă cu ea, așa că au luat-o pediatri chiar după ce am născut-o, dar nu au ținut-o foarte mult, cred că 2 minute s-au uitat, pentru că totul a fost în regulă cu ea și atunci ne-au dat-o, au învelit-o, că nu mi-au pus atunci direct pe piept, au învelit-o, da, au băgat-o în pătură, au îmbrăcat-o și mi-au pus-o în pătuț și au pus-o lângă noi și când am văzut-o am fost foarte fericită și foarte liniștită, când am văzut că totul este bine, nu știu, a fost așa un sentiment foarte, foarte frumos. Și acum știu că au pus-o acolo în pătuțul acela chiar lângă mine și mă uitam la mânuțele ei, la picioare, să o văd cum arată, vai, a fost minunat. Și după m-au mutat într-o cameră lângă sala de operații, unde urma să stau cam o oră sau două, să vadă ei să fie sigur că sunt stabilă și totul este ok. Și atunci mi-au dat-o, am pus-o pe piept, am încercat să o și alăpteze atunci, nu am reușit din prima, dar oricum nu mi-au mai luat-o după aceea. După ce am plecat din camera asta, m-au dus într-o altă încăpere, unde trebuia în continuare să fiu monitorizată, fetița sta cu mine, atunci au luat-o cam 4 ore, să zic, cred că așa au luat-o 4 ore peste noapte, ca să pot și eu să mă odihnesc cu puțin, pentru că începuse deja să plângă și nu puteam să o iau de acolo, pentru că eram încă amorțită și atunci o moașă m-a întrebat dacă vreau să o iei și să o ducă într-o altă sală, să dorm și eu și să se liniștească și ea. Cam asta a fost, am stat în spital. Deci am născut în data de 18, la ora 5 după masa, am stat în spital până duminică, asta a fost vineri, și am stat în spital până duminică,
la ora 6. La ora 6 am plecat din spital duminică. După operație m-am simțit bine, să zic eu, adică nu, deși mă așteptam să-mi fie foarte greu după operația de cezariană, auzisem de la alte mămici care au născut prin cezariană că este destul de grea recuperarea, la mine nu a fost foarte greu. M-am putut ridica din pat a doua zi la 8 dimineața, m-am ridicat din pat și după o oră jumate deja mergeam singură la toaletă și mă plimbam singură prin salon. Sâmbătă noapte, soțul meu a stat cu mine pe timpul zilei, dar sâmbătă noapte nu a avut voie să stea acolo și am fost eu singură cu fetița și noaptea aceea a plâns foarte mult și am stat cu ea cam aproape toată noaptea numai în brațe. Deci... Și nu m-a durut, nu am avut nicio problemă. Într-adevăr, luam și calmante, încă îmi dădeau pastile, dar a fost ok. Și duminică, v-am zis, duminică după masă am plecat din spital și am mers acasă cu fetița noastră. Și asta, cam asta a fost povestea mea, așa am născut eu, am făcut cezariană, deși speram și îmi doream să nasc natural, dar așa a fost să fie. Important e și sunt cea mai bucuroasă că fetița mea este bine, este sănătoasă și eu sunt bine și m-am recuperat. Asta a fost povestea mea, așa am născut eu. Vă mulțumesc mult de tot dacă v-ați uitat până aici. Nu uitați să vă abonați canalului meu, am pregătit câteva videoclipuri, sper eu, interesante și nu aș vrea să le pierdeți. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc din suflet că v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!